Astăzi, în sâmbăta lui Lazar, obștea mănăstirii Cristorel din județul Cluj, l-a avut în mijlocul ei pe înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie în biserica așezământului monahal și a rostit un cuvânt de învățătură. Sfântul Pavel ne spune în epistola către Romani, în capitolul 5, versetul 12, că printr-un om a venit păcatul în lume și prin păcat moartea. Dar păcatul cine l-a sugerat? Diavolul l-a sugerat. Ei, acolo, în fața mormântului Lazar, Domnul Iisus Hristos se confruntă cu vrășmașul lui, cu diavolul. Pentru că Dumnezeu n-a făcut moartea și nu se bucură de pieirea celor vine, spune înțeleptul Solomon. Dumnezeu a făcut viața. Dumnezeu a făcut frumosul. Dumnezeu n-a făcut moartea și nu se bucură de pieirea celor vii. Și iată că Fiul lui Dumnezeu, văzând ce lucrare teribil de rea a făcut diavolul, plânge în fața mormântului lui Lazar. Domnul n-a făcut moartea. Dumnezeu n-a făcut moartea. Dumnezeu a făcut viața. Dumnezeu nu vrea moartea noastră, Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a săvârșit un parastas pentru ctitorii trecuți la Domnul.